Bună ziua, dragii mei, am revenit cu partea a doua. Știu, a fost o pauză cam lungă, dar asta e, am fost întreruptă pentru niște treburi. Vorbeam despre 5 de monede. 5 de monede poate să reprezinte o situație financiară precară, în fine. Pentru unii poate să reprezinte și o problemă de sănătate, dar în acest context, cu aceste cărți foarte frumoase și această susținere practică, această senzație de stabilitate care vine din partea unei persoane sau unei situații, simt că acești doi oameni nu pleacă în întuneric, în frig, înspre probleme, ci vin înspre rezolvarea problemelor. Cu alte cuvinte, intră în această biserică, poate unii dintre voi vă conectați la spiritualitate într-un fel anume, sau simțiți că prin ceea ce credeți, vă găsiți rezolvările, salvarea, vindecarea în cazul în care a fost o boală, o problemă de sănătate. Totodată, după cum vedeți, sunt două personaje care se susțin. Poate să fie acest personaj, avem deja trei, da? Patru, asul de monede și regele de monede. Trei cărți care susțin această idee, că o persoană în semn de pământ sau o persoană foarte stabilă, financiar, emoțional, în fine, cu picioarele pe pământ, vine să vă susțină în refacerea voastră, că doar ați trecut prin 4 de cupe, prin 9 de spade, da? Aveți de decis, da? Asta ar fi interpretarea pe care o simt acum, în continuare. Să văd ce vine totuși după 5 de monede. Aveți cavalerul de spade, semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Este cel mai rapid din tot tarotul. Poate să fie o persoană, bărbat, femeie, nu contează. Semn de aer, nici asta nu contează foarte mult. Ideea este că vine cu niște vești. Sunt știri, sunt, repet, personaje care vin rapid în viața voastră. Cred că este o persoană, poate acest ajutor să vină într-un mod foarte rapid și să vă schimbe viața înspre ce? Înspre bine. Asul de cupe. Am mai avut o zodie asul de cupe în poziția finală, dar la voi cam mai spre sfârșitul lunii mai, poate chiar luna următoare. Ideea e că ieșiți din probleme, începeți și vine ajutor așa într-un mod neașteptat. Cavalerul de spade este un personaj foarte spontan, foarte, poate o surpriză divină, într-un fel sau altul. Așa simt că ar putea să fie o surpriză. Aici aveți, la capătul acestui set de cărți, aveți 3 de băte. Ar putea fi un semn de foc săgetător, al treilea semn, mai mult sau mai puțin. Ideea este că e o persoană care așteaptă și nu doar așteaptă, se uită în depărtare, vede viitorul. Simt cu aceste cărți destul de sumbre în spate, moartea, diavolul, eremitul, magicianul, ce mai aveți aici? Simt că unii dintre voi lăsați în spate, dar după cum vedeți, sunteți cu spatele. Lăsați în spate o problemă, eu o simt familiară, eu simt o problemă de familie, 10 de monede, o greutate pe suflet în familie, vreți să plecați peste o apă, la un drum, peste o apă, la distanță, poate noapte, în fine, o situație cu multe secrete, cu multe ascunzișuri, iar regina de monede reprezintă, iau de partenerul, partenera voastră, o reprezintă o altă persoană, ori e o situație de familie. Regina de monede reprezintă soția, da? Și regele soțul. Avem aici iar semnul balanței, 6 de monede, dar nu prea e balanță, nu prea e echilibru. Niște chestiuni. Avem aici, avem un geamăn sau o fecioară. Fecioara apare de 2 ori, poate să fie și un berbec, magicianul. E posibil unii dintre voi să fi avut, pentru că avem diavolul, da? Să fi avut de-a face într-o relație de familie, poate cu soția sau soțul, în fine. O situație în care unul din parteneri a manipulat căsnicia, relația respectivă, ce-o fi fost. Poate nu era căsnicie, poate era o relație de lungă durată. Și asta pentru că aveți diavolul, da?
Dar cred că puneți capăt. Cu această moarte puneți capăt definitiv la această problemă și cu eremitul aici, dacă nu-i fecioară, simt că unii dintre voi ați trecut prin cea mai întunecoasă perioadă a sufletului vostru, dar vă eliberați. Rupeți total cu trecutul, îl lăsați în spate ca acest om și începeți să vedeți viitorul, începeți să vedeți oportunitățile și uite așa, în momentul în care începeți să vedeți, le materializați, dacă avem semn de pământ, da, avem monede și fericirea asta, până la urmă, dacă este în momentul acesta o emoție, este foarte posibil, la un moment dat, să devină mai mult decât emoție. Nu știu dacă aș vrea să am vreun clarificator în această poveste. Mie mi se pare destul de coerentă. Mi se pare destul de coerentă. Acum vă luați mesajele cum considerați. Vă repet, poate nu întreaga poveste corespunde cu voi, dar nu toate balanțele trec prin aceste situații. Aveți luna în alte planete. Poate, știți cum e? Vă gândiți foarte mult la cineva și poate să apară acea persoană în cărțile voastre. Sunt situații și situații. Deci este să recunoașteți despre cine este vorba, despre voi, despre o cunoștință, despre partenerul, partenera voastră. Sau din tot ce am spus, măcar să rezonați cu anumite idei. Un sfat pentru balanță. Pentru mai 2019, te rog frumos, un sfat. Sfat pentru balanță, mai 2019. Ok, hai să le tăiem, pentru că ele s-ar mai greu, sunt noi. Balanță, Soare, Lună, Venus, Ascendent în balanță. Ok. The heart of the matter. Inima situației. Ideea este că și aveți 22, poate vă spune ceva acest număr, dar 2 cu 2 face 4, da? Este un număr stabil. 2-ul reprezintă parteneriat. Poate au fost două parteneriate, poate printr-un parteneriat puteți să vă găsiți echilibru. Ideea este că în spatele lucrurilor sunt mult mai multe lucruri, că doar ați văzut și luna mai devreme. Nu vedem chiar totul, nici în cărți nu apare totul, evident. Ceea ce vedem este doar o, nu neapărat aparență. Perspectivă. Pentru că noi, ca și oameni, și situațiile în sine funcționează, și noi și situațiile funcționează, sau nu funcționează. Suntem atât de complexi încât suntem adevărate universuri. Nu putem pune punctul pe o singură problemă și să spunem că am rezolvat-o. Lucrurile sunt mult mai profunde. Mult mai profunde. După cum vedeți, acest copil visează. Nu vede tot, dar în vis îi se relevă anumite lucruri. Poate veți avea vreo revelație în ultima perioadă. Și mai aveți. Dragostea face diferența. Dragostea face diferența. S-ar putea totuși să primiți o veste. Văd aici o imagine care sugerează și ați avut și Cavalerul de Spade. Dragostea ajută să vă vindecați durerile trecutului. Dragostea asigură un sens de, o senzație de securitate și mai ales de respect de sine, de valoare. Iar fiți în prezent și visați către viitor și șablone relaționale. Cred că aceasta se referă mai mult la ce lăsați în spate, la ce lăsați în spate, la ce puneți capăt, la niște relații toxice. Pentru unii pot să fie șabloane, tipare familiare.
karmice. Deci, fiți în prezent, visați, acest om vede viitorul, visați în viitor pentru că aveți puterea să materializați. La început vă va ajuta cineva și apoi veți învăța să materializați, să manifestați voi. Pentru că dragostea face diferența. E posibil, iar 3 cu 1, 4. 4 să vă spună ceva. Aveți 4 de cupe, 4 de monede. Clar că pentru unii dintre voi 4 înseamnă ceva. Poate aveți calea vieții numărul 4. În fine, sper că mesajele cu care am venit vă sunt de bun augur și vă inspiră în deciziile viitoare. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală și pe curând vă pup, la revedere!